Să încerc să fiu mai scurtă, așa, ca să nu mai ținem foarte mult. Despre alimentația adolescenților m-am gândit să vă spun câteva lucruri. Ca să fim sănătoși, alimentația este pe, cumva pe locul 3. În primul rând ne trebuia, de fapt pe 4, că în primul rând ne trebuie gândirea pozitivă. Da, apoi aerul, apa și alimentul. Avem o piramidă alimentară după care ne ghidăm în alegerea alimentelor și în alegerea cantităților de alimente. Și vedeți că, în primul rând, trebuie să avem o activitate fizică și să fim hidratați. Doamna doctor v-a spus că este nevoie de 35 de mililitri, 40 chiar pentru fiecare kilogram de greutate la copii. Pentru cei care au activitate fizică mai intensă, chiar și mai multă apă este recomandată. Da? Apoi, în funcție de etapele, de etajele piramidei, cantitățile se micșorează și vedeți că ajungem sus la dulciuri și dulciuri concentrate și grăsimi din acelea saturate, grăsimi rele, în cantități foarte, foarte mici. Ce trebuie să urmărim ca principii? Să avem trei mese regulate pe zi, în care să avem timp de minim 20 de minute în care să mâncăm în liniște, ați văzut, fără să ne certăm, fără să facem planuri pentru ziua respectivă sau a doua zi, să mestecăm în liniște, să mestece și copiii și noi în liniște și timp îndelungat, adică timp suficient, da? Pentru cei care sunt slăbuți sau cei care sunt în creștere sau cei care au activitate fizică mare, putem să adăugăm și două gustări între mese. Dar nu neapărat, în funcție de ce ne cere greutatea și solicitările corpului, copilului. Trebuie să avem în vedere zilnic să le oferim fructe pe stomacul gol, fructe crude, da? Nu le dăm la desert fructe, ci trebuie să fie pe stomacul gol ca să fie digerate, vom vedea mai departe. Zilnic să avem o salată de crudități pe care să le dăm sau legume crude la fiecare masă, apă între mese, se poate și la copiii mici, se poate și apă la masă. De evitat margarine, zahăr, glucide concentrate, dulciurile acestea cu zahăr. Sare cel mult o linguriță pe zi, dacă nu sunt sportivi care au multă pierdere prin transpirație. Și de guma de mestecat, v-a spus și doamna doctor, e bine să avem un interval de 5-10 minute, maxim 15 minute de mestecat pentru efectul de curățare a dinților după masă sau pentru acel efect de desfundare a urechilor. Da, nu e obligator. Când suntem în avion sau avem presiune la altitudine. Fructele, vă spuneam, ele se absorb foarte ușor din stomac dacă sunt mestecate bine, dacă e stomacul gol, liber, da? Dacă avem înainte ceva alimente, deci dacă le dăm fructe după masă, se poate întâmpla să fermenteze, ele rămân fructele mai mult în stomac, fermentează și apare disconfort, râgâieli, balonări, crampe și alte probleme digestive. Absorpția glucidelor este ușoară, a glucidelor din fructe este ușoară și aduce mare beneficiu pentru energie. Energia copilului necesară pentru activități fizice, necesară pentru a învăța. E foarte bine să le dăm fructe dimineața, înainte de a se duce la școală, pentru ca să fie atenți, să aibă capacitatea de a integra ceea ce învață. Plus apa, foarte importantă. Da? Deci vor fi mai receptivi și mai atenți la clasă. Prânzul. La prânz se recomandă să avem proteine, să le oferim proteine. Nu amestecate, adică nu și carne și pește și ou și brânzeturi la aceeași masă. Și fasole. Și fasole, da. Proteinele animale le combinăm cu legume, cu vegetale, cu legume
legume crude, da? Și preparate termic, este suficient să le oferim un singur fel de mâncare la masă ca să poată să mestece bine și să digere rapid. O ciorbă sau supă cu carne sau proteine separate, proteine animale sau proteine vegetale cu legume preparate termic plus salată de crudități. Sau legume crude, chiar dacă nu e o salată, poate să mănânce un morcov sau un castravete sau un ardei sau roșie sau ce aveți la dispoziție. Proteinele vegetale, din proteinele vegetale putem să alegem leguminoasele, da, soia, fasole, linte, mazăre, năut, quinoa, hișcă, amarant, leguminoasele pe care le putem folosi și ciuperci. Carne vegetală. Carne vegetală, da. Aici avem combinația, acestea sunt fotografii din cărțile domnului profesor Mencenikovski, unde a făcut dumnealui aceste combinații corecte, interzise, neutre. Da? Deci v-am spus că e corect să nu amestecăm proteinele cu carbohidrați, cu făinoase, pâine, plăcinte orez. Cu carne, orez, paste, tot din motivul că pot să fermenteze foarte repede acești carbohidrați, glucidele, fermentează în stomac și împreună cu carnea nu se mai poate digera nici carnea, nici carbohidrații, acolo un amestec care duce la balonări, poate să ducă la constipație, la diaree, la multe probleme. Dezechilibrează flora intestinală, da. Și asta este pe termen lung foarte prost. La fel proteine. Acestea... Poftim? Da, așa. Aici e vorba de proteinele grase. Vedem că putem să combinăm un pic brânzică cu mămăligă, care este o combinație neutră. Da? Carnea grasă cu legume, în principal. Legume și... crude și preparate termic și avem, uitați-vă, o listă întreagă de legume pe care le putem folosi. Și e bine să să avem variații. Să nu mâncăm 3 zile același tip de mâncare. Puteți să luați copiii dumneavoastră la cumpărături și să alegeți împreună ce vreți să gătiți. Hai să încercăm și leguma asta, să vedem cum are gustul. Că poate noi am avut un copil care avea 10 ani, nu mâncase varză, nu gustase varză niciodată atunci când am făcut școala de vară. Mi s-a părut extrem de ciudat că totuși în 10 ani de zile să nu reușești să-l convingi să guste varză, poate că nu e doar vina copilului, ci e și vina părintelui, că nu e destul de insistent. Bine, nu insist. Dar nu cred că nu cau nici părinții. E posibil, da. Deci copiii foarte repede, ei învață în primii 3 ani de viață comportamentele. Și le poate învăța pe comportamentele sănătoase, dar și pe cele nesănătoase. Mai ales. Și atunci e bine să știm noi în primul rând ce trebuie să mâncăm și apoi să-i oferim și copilului variante sănătoase. Aici e vorba de proteinele vegetale pe care le putem combina corect la fel cu legume și cu carbohidrați, câțiva, nu cu lactate și neutru cu mămăligă și alți carbohidrați. Vă spuneam de gustări, le putem oferi copiilor care au necesități nutritive mai mari, gustări la ora 10, la ora 16. Dacă ei merg la școală dimineața, în funcție și de ce mănâncă acasă la micul dejun. Poate sunt copii care vor să mănânce, sunt copii care nu vor să mănânce micul dejun la 7, înainte de școală. Putem să fim totuși și ușor permisivi, dar și să încercăm să hotărâm împreună cu ei. Și să vedem. E posibil ca să îi lăsăm să nu mănânce micul dejun sub formă de mâncare gătită, dar să le oferim fructe. Și apoi, la școală, le putem da o gustare în care să aibă un sandwich, o prăjiturică de casă, un iaurțel sau semințe din acestea. De casă, eu nu sunt de acord.
Da. Da, dar dacă nu mănâncă nimic... Nu mai am copii, dar nu mi-aș da. Poftim? Iaurtul este lactat, dar are niște proprietăți foarte bine. Putem să le dăm, deci sunt unii copii care nu au, adică nu că nu au voie, dar e bine să nu mănânce unele lactate, mai sunt copii cu probleme digestive sau cu probleme de autoimunitate sau alte, alte probleme. Da. Dar, per general, la un copil care să zicem că este cât de cât normal din punct de vedere al sănătății, putem să alternăm. Eu vă spun că foarte bine merg la școală, la gustări, semințele hidratate și cu bastonașe de morcov, de castravete într-o cutiuță. Și, e o gustare bună, sănătoasă, are grăsimi bune, are și legume cu crudități, cu minerale, cu vitamine și care poate să-i ajute. Că, de exemplu, dacă ei mănâncă un sandwich cu șuncă și cașcaval, că asta se dă de obicei la micul dejun, vor fi lenți. Digestia va fi grea, vor ajunge la școală și vor fi somnoroși. Nu sunt atenți, nu pot să facă față, nu-și dau seama că asta li se întâmplă, dar nu au receptivitatea pentru a învăța și au rezultate proaste. Da. De asta e mai bine să încercăm cu ceva mai ușor în partea dimineței, cu grăsimi din acestea bune și cu legume și fructe dimineața și când vin acasă de la școală să le dăm proteine cu legume și cu salate. Da? Iar cina e important să nu mănânce prea târziu. Pentru că acum ora de culcare este și ea importantă pentru dezvoltarea copiilor. Somnul este extrem de important. În timpul somnului se refac țesuturile, în timpul somnului cresc copiii, în timpul somnului se magazinează ce au învățat peste zi, informații de la școală, informații din familie, din societate. Și de asta e bine să aibă, în funcție de vârstă, somn începând de la 8-10 ore pe noapte, un somn care să vină undeva de la 9:30-10 până a doua zi dimineață, nu de la 12, nu de la 11. Între, dacă depășesc 9:30, nu mai dorm până la 11. Este o oră în care, o perioadă în care ei devin foarte agitați. La 9 te voi dai maxim. Da, încep să se agite prin casă, atunci le vine să facă, să se joace, să-și desfacă bagajele, să umble. Să... Tiroida atunci este la maxim de acțiune. Da, da, da. Tiroida bună. Dacă ei nu sunt pregătiți ca pe la 9:30 să deja să doarmă, nu mai dorm până la 11. Deci aveți grijă pe partea asta cu somn. Și de aceea trebuie să mănânce un pic mai devreme, cu 2 ore măcar înainte de somn. Da? Și seara le putem da o masă fără carne și fără ou, da? Și să încercăm glucide. Ori paste, orez cu legume, supe creme de legume, salată orientală, mămăliguță cu brânză, legume leguminoase. Ca să le ajungă și carbohidrații să le țină bine glicemia până a doua zi, să poată dormi bine și cu glucoza pe care o iau din aceste alimente să își refacă celulele peste noapte. Da? Pot să mănânce și pește ușor așa cu legume. Necesarul de calorii la băieți, de exemplu, care după 13 ani este de 2000 până la 2500-2250. Dacă are activitate fizică medie, adică ce fac băieții la vârsta asta, mai merg cu bicicleta, se mai joacă un fotbal, așa, nu o activitate fizică foarte intensă, de antrenamente zilnice sau la 2 zile la un sport. Dacă stă în fața televizorului, calculatorului sau doar citește sau stă și nu face activitate fizică,
necesarul caloric este mai mic, da, până de 2000. Practicând sport, vor avea nevoie de calorii mai multe și atunci le dăm și gustările acelea mai consistente. Consumul, sigur știți că ei vor să mănânce pe lângă ce le oferim, vor uscături, cronțănele, chipsuri, mixuri, tot felul de trăsnăi, dulciuri, bombonele, acadele, caramele, toate astea care se găsesc pe piață și neuromarketingul ni le pune pe tavă. Și la reclame, ați văzut la reclame, copiii se uită. Li se pare foarte interesant. De ce? Pentru că acolo imaginile sunt foarte rapid schimbate și asta le stimulează atenția și atunci ei se uită acolo și văd multe. După aceea este o mare problemă pentru că se așteaptă ca în viața reală lucrurile să se întâmple la fel de rapid. Și sunt nervoși, sunt agitați, vor repede să le dai, să le faci, să le arăți, să se întâmple lucrurile repede. La școală nu mai au răbdare. Acasă nu mai au răbdare. Da? Deci atenție și la televizor, să nu-i lăsați. Și telefoanele și toate astea. Deci aceste alimente nesănătoase trebuie limitate. Și nu acordate ca recompensă, și asta e o problemă. Ca ați văzut, a spus doamna doctor, încercați să nu le dați recompense. Că dacă faceți asta, dacă faci ceva, îți dau desert sau dacă faci... Puteți să stabiliți o zi pe săptămână în care... Bine, depinde și de vârsta copilului, că la adolescență mai merge. Dar măcar la ăștia mici, până ajungeți la adolescență, stabiliți o zi pe săptămână în care are voie să mănânce ce vrea. Mă rog, ce aveți în casă până la urmă? Cum să mănânci? Nu. O zi pe lună. E este important să nu aveți, să nu cumpărați în casă, în primul rând. Da, asta e, da? Ceva. Și din ce aveți în casă, să-și aleagă ceva. Da. Așa. De ce? Să pentru că este... Miere în casă, miere. Da. Miere, păstură, da. Polen, dulciuri care sunt... Dulciuri de polen, este excepțional. Da. Dacă învățați de mici, o să le placă. Polen cu miere, cu lămâie, cu zeamă de lămâie și pot să mănânce. Aceste glucide mult, în plus duc la obezitate, pentru că ele nu sunt consumate prin activitate fizică, ficatul le transformă în grăsimi și se depun în diverse locuri, prin trigliceride și prin grăsimile pe care le avem în jurul organelor. Și se poate ajunge la această imagine. Ce balerii! Sperăm să... Da. Da. Vorbind despre adolescenți, mai ales în perioada asta în care avem BAC, am și eu un adolescent care se pregătește pentru BAC și simte nevoia să mănânce dulciuri, multe dulciuri și grăsimi și sucuri și tot ce nu trebuie. Da? Pentru că îi se pare că îl ajută la concentrare. Și stresul. Și este și un mod de a se valoriza, pentru că numai învățatul îi depresurizează. Emoția de examen. Așa fac ce vreau. Ce pot eu să fac ce vreau? Mănânc ce vreau. Nu prea cum să controleze, da, celelalte, nici emoțiile nu ce le pot, exact, controla foarte bine, că nu știu cum. Și noi adulții ni le controlăm destul de dificil. Și e foarte greu să învățăm și pe ei. Trebuie să fim atenți la noi, să vedem noi cum reușim să facem și să-i putem învăța și pe ei. Deci au programul foarte încărcat, învață mult, atunci au nevoie, pot să mănânce aiurea, adică să nu mănânce la orele regulate. Dacă nu ești acasă să-i pregătești mâncarea, nu o să mai mănânce, nu își încălzește să mănânce ceva gătit. Mănâncă tot așa, niște bombonele, niște dulciuri ce găsesc prin casă, da? Și
pot să ajungă să facă gastrite sau ulcere dacă mai beau și niște sucuri acidulate și mănâncă aiurea niște... Își fac comandă acum, că e la modă. Își fac comandă la diverse și mănâncă. Burgeri, pizza, chinezării și toate cele, da. Salamurile, vă spuneam despre sandvișurile cu salamuri, așa. Conțin, deci dacă e să alegeți ceva din familia aceasta, alegeți salamuri crud uscate, care să aibă mai puține, mai puține adaosuri. Da? Pentru că, vedeți, sunt multe ingrediente, 20 de ingrediente într-o listă, unul singur este carne, restul sunt adaosuri. Da? Și sunt fosfați, nitriți, nitrați, arome sintetice, coloranți. Oricum sunt. Sunt foarte conservanți. Da, sunt acești conservanți. Fosfații cumpărați sunt foarte... Cârnați proaspeți. Proaspeți, da. Cumpărați cârnați proaspeți și pregătiți pe ea. Important e să vă uitați la etichete. Asta e important. Și învățați și copiii. Și... Pentru copii e foarte important fosfatul. Fosfatul din salamuri, fosfatul din fosfații, de fapt, din acidulate, din sucurile acidulate. Pentru că împiedică fixarea calciului în oase și atunci afectează creșterea copiilor, afectează dinții, pot să, în timp, la adulți, se ajunge la osteoporoză și probleme la scăderea în înălțime la bărbați. La fel, glutamatul monosodic, care se găsește în multe preparate, plus în cartofii prăjiți de la Mec și de la alte lanțuri din astea care fac tot felul de fast food-uri, monoglutamatul acesta stimulează pofta de mâncare și te face să mănânci în continuu. Și mirosul acela, nu știu dacă ați, când treceți pe lângă un fast food din acesta, parcă miroase frumos. Acel miros e dat de acest monoglutamat de sodiu, care produce și dependență și are efectele de a ajunge și până la obezitate plus alte probleme. La fel, în salamuri există roșul carmin acesta care se în care se folosește aluminiu pentru extracție și aluminiul știm că este implicat în boala Alzheimer la adulți. Afumarea se face de multe ori cu fum lichid, nu este afumarea aceea cu lemn de fag sau în care se face la nivelul gospodăriilor. Aceste substanțe lichide conțin hidrocarburi cancerigene. Saramura în care se procesează, se procesează carnea pentru salamuri și acestea poate să ducă la hipertensiune, la diabet, pentru că e sare mult acolo. La fel și sucurile. Sunt sucurile naturale pe care le știm. Dar sucurile naturale sunt supuse la tratamente industriale, cele care sunt făcute industrial. Se îndepărtează fibrele naturale, se pasteurizează, își pierd vitaminele, enzimele și nu mai sunt ceea ce trebuie să fie. Sunt calorii goale care îngrașă în final. Cele sucurile sintetice care sunt făcute cu apă și cu coloranți și substanțe chimice sunt și mai rău. Au aciduri, acid fosforic, acid citric, acid ascorbic, coloranți, zaharuri, îndulcitori, dacă n-au zahăr, au îndulcitori chimici. Toate acestea pot să ducă la diabet, la cancere, la boli cardiovasculare, la dislipidemie, obezitate. Dislipidemie înseamnă colesterol, trigliceride mărite în dezechilibru. Da? Deci grăsimile din sânge care sunt prea... Aici era un top la un moment dat cu sucuri care conțin multe euri, dar e bine să nu le consumăm. Sucuri naturale, făcute în casă sau procesate cât mai puțin și făcute la un nivel de
stur mâna. De, da. Sau mâncate. Pur și simplu, fructele trebuie mâncate. Sigur că da. Mâncate ca atare, cu pulpă, cu cotorul mărului, cu semințele mărului. Deci mărul se poate mânca cu totul, rămâne doar codița. Pentru că și semințele și cotorul conțin substanțe care pot să ajute la digestie și, care, și la sănătate. Aici sunt mai multe informații despre Coca-Cola. Ca să vedem că ea, prin acizii ei, poate să fie foarte utilă la curățenie, la degresare, la curățat rugina, dar nu l-a băut. Da? Cineva, domnul, a uitat, a cumpărat un bax și l-a uitat în garaj și când a dat cu mașina, l-a spart într-o săptămână a ciuit beton, de urină. Închipuiți-vă ce se întâmplă în intestine și în tubul nostru digestiv. Domnule, încearcă prin orice metode oamenii ăștia să creeze câte un produs care este extrem de bun la gust și care te atrage. Îți garantează, fără să-ți spună chestia asta, că nu se întâmplă nimic, așa, cu speranța, în speranța că te vor termina. Dar noi suntem... Ne adaptăm. Nu facem nicio chestie. Adică... Și dovedică n-au reușit. N-au reușit. Mijloace de depărtare a fetelor. Da. Deci... Da, e important atunci când găsim un gust bun, ne place ceva, să ne gândim dacă acel gust și acea mâncare pe care o mâncăm ne aduce nutrienți potriviți pentru ce avem nevoie. Da. Sau nu. Că atunci putem să mâncăm o bomboană, care, o acadea care e dulce și aromată cu diverse substanțe chimice și din care să nu obținem absolut nimic nutritiv. Da, sau putem să mâncăm miere cu semințe, cu polen, în care chiar găsim enzime, găsim minerale, găsim vitamine care ne pot ajuta pentru sănătate. Ne stimulează imunitatea, ne ajută. Aici sunt niște cartofi prăjiți lăsați. Și unii sunt mucegăiți, alții sunt așa de ani de zile. Sunt mucegăiți ăștia mai albi, dar nu știu dacă într-adevăr e așa sau au făcut ei ca să îi discrediteze pe cei de la McDonald's. De guma de mestecat, vă spusese doamna doctor, dacă mestecăm în plus, că și gumele de mestecat au multe substanțe chimice, dacă mestecăm mai mult de 15 minute, putem să mergem către gastrite și ulcere. Pentru că se activează, stomacul crede că îi dăm de mâncare și atunci el își crește sucul gastric care este acid și în loc să mergi să digere mâncarea, va digera mucoasa gastrică. Cosmina e prima dată că se desparte de copil și a lăsat bărbatul cu copilul și era fericită de care conferință, nu știu, a fugit de acasă. Se împlină fidelitatea. Da. Bun. Adolescenții mai au probleme cu acneea în perioada aceasta și ce am putea să le oferim pentru partea asta de suport pentru acnee. Putem să folosim fructe și alimente cu indice glicemic scăzut. Da? Fructe, roșii, legume, fără să le dăm cereale din acelea rafinate sau îndulcite, sau făină albă, sau orez alb, cartofi, zahăr. Mai puține lactate. Dacă se poate, fără lactate ar fi foarte bine, ori lapte vegetal făcut în casă din diverse semințe, cereale integrale. Pentru calciu putem să le dăm susan, migdale, din susan este... Semințe, da. Din susan este pasta de susan, tahini, care se folosește și în humus și putem și humus. Pătrunjelul, gălbenuș de ou, linte, mă rog, mai multe din acestea. Importante sunt și grăsimile omega-3,
pe care le găsim în ulei de rapiță, ulei de cânepă, semințe de in, în peștele marin, gras, sardine, ton, nu ton, macrou, tonul nu. Că tonul magazinează multe metale grele, el fiind un pește care crește foarte mare, nu se recomandă. Și se evită grăsimile acelea trans, grăsimile care se găsesc, care sunt grăsimi grele. Se găsesc în patiserii, în principal, în biscuiți, mâncăruri semi-preparate. Da. Și alimentele pe care le cumpărăm din magazin împachetate au multe ingrediente și multe adaosuri și e bine de evitat. Deci, mâncare făcută în casă cu mai multe crudități. Să respectăm echilibrul acidobazic, adică încercăm să le oferim mâncare mai bazică, da? Un sfert de porție, să zicem, de alimente acide, trei sferturi alimente bazice. Alimentele bazice sunt legumele, fructele, care conțin și multă apă. Alimentele acide sunt cele uscate, cereale, carne, brânză, zahăr. Activitatea este extrem de importantă. Minim 10.000 de pași, o oră și jumătate de mers pentru de mers sau de făcut sport. Să meargă la școală și întoarcă pe jos. Da. Dacă se poate, da. În alimentație avem această regulă, 4 sferturi, un sfert fructe, un sfert legume crude, un sfert legume grătite și un sfert proteine pe zi. Somnul, v-am povestit, mers la culcare cât mai devreme și stresul de evitat cât se poate. Teoretic. Iar sunt și sportivii juniori care au oasele în creștere. Trebuie să, densitatea osoasă trebuie să fie bună ca să se evite accidentele, pentru că ei cad, se lovesc în timpul sportului și pot să aibă multe fracturi. De aceea trebuie să evităm alimentele acide, să evităm sucurile acidulate, fosfații aceștia de care v-am povestit. Mineralele calciu, siliciu, bor le găsim în... brânzeturile topite la fel au mulți fosfați, deci trebuie eliminate. Da. Susanul este o foarte bună sursă de calciu, un aport de calciu foarte bun. Și putem face băutură din susan și alte semințe. Importantă hidratarea, v-am spus, 40 de mililitri pe kilogram corp, dar în timpul antrenamentelor putem și mai mult. Acestea sunt băuturi pe care le putem da înainte de antrenamente și după antrenamente, pentru refacere. Înainte de antrenament, pentru susținere cu minerale, vedeți, cu suc de fructe, de fructe proaspete, care au glucide, hidratează bine. Glucidele sunt utile pentru efortul fizic, da, cu minerale. Și apoi, după antrenament, se dau lichide care conțin și ceva proteine pentru refacere, cu glucide și proteine. Da, și le putem da polen cu polenoare și proteine. Da, cu lămâi, cu citrice, miere sau un shake de fructe cu pudră de cânepă. Mai sunt. Nebune. Pentru că, vă spun asta pentru că ei, sportivii, au nevoie de proteine în plus. Da? Și se pot asimila, de exemplu, pudra proteică din semințe de cânepă are 50% proteine. Are chiar și toți aminoacizi esențiali, nu se absorbe ei la fel ca proteinele din carne, dar sunt utile. Alte proteine pe care le putem da sunt urda. Urda are și ea cantitate mare de proteine. Da? Iaurt, lapte, cine poate, cu brânzică. Ovăzul la fel este foarte bun. Se poate face înainte de antrenamente o gustare din ovăz, nuci, puțină miere, eventual cu apă sau ceai sau lapte de migdale înmuiate. Carnea, peștele, ouăle, la fel cu proteine, leguminoasele și celelalte proteine vegetale. Grăsimile trebuie să fie
grăsimile nesaturate cele bune. Vedeți, în pește gras, macrou, somon, sardine, avocado, arahide, semințe, nuci, uleiurile presate la rece, iar cele grăsimile saturate sunt și ele bune, dar în cantitate mică, până la 30 de grame pe zi. Și dacă facem această combinație, două fel de pâine cu unt, cu brânză și un baton de ciocolată, deja am ajuns la 35 de grame. Da? Deci trebuie să fim puțin atenți la cantitățile astea. Și să mergem foarte mult cu micronutrienți. Verdețuri, mirodenii, turmericul este antiinflamator, turmericul cu piperul se combină ca să se activeze și să se asimileze mai bine. Cu celelalte condimente pe carne, pe legume, se pot folosi cimbru, rozmarin, salvia, ghimbir, usturoi, ceapă, acum verzăturile, ceapă verde, usturoi verde, tot ce puteți folosi. Ca vitamine din grupul B, pentru că au nevoie, putem folosi fulgi de drojdie inactivă, puși în sosuri, în mâncare, au gust așa de parmezan, se pot pune peste paste, peste orez și sau în sosuri. Fructele crude, legumele crude la fiecare masă. Asta din punct de vedere a mineralelor și vitaminelor și enzimele. Că enzimele sunt foarte importante, enzimele nu le găsim decât în crudități și în miere de albine, cam pe acolo. Și atunci, fără enzime, noi nu putem să funcționăm cum trebuie. Avem nevoie de enzime aproape la fiecare reacție chimică din corp. Și trebuie să aducem enzime din afară. Și cam atât am avut să vă spun. Mulțumesc! Thank you.